Înaintea ta, acum venim.
Dumnezeul și Tatăl nostru, venim să-ți mulțumim în numele Domnului Iisus pentru această zi minunată și frumoasă pe care ne-ai dăruit-o și astăzi. Îți mulțumim că în această zi dragostea ta este aceea care ne-a strâns din nou în locul acesta, în locul prezenței tale, în locul acesta unde tu dai binecuvântarea și viața pentru veșnicie. Îți mulțumim pentru dragostea ta cea mare arătată în Domnul Iisus Hristos acolo la Golgota, acolo unde El a murit ca să ne împace pe noi cu tine pentru veșnicie. Și îți mulțumim că într-o zi ca aceasta, în momentele și clipele care le vom petrece înaintea ta, în casa ta, în locul acesta, tu încă o dată vrei să ne aduci aminte de lucrul acesta, vrei să ne reamintești încă o dată de dragostea ta, de iubirea ta, de lucrarea Domnului Iisus care a făcut-o El acolo la Golgota pentru noi și în locul nostru. Dumnezeul și Tatăl nostru dorim ca și astăzi să atingi Tu orice inimă care stă înaintea cuvântului Tău, orice inimă care stă nepăsătoare, orice inimă care este de piatră, Tu să o transformi într-o inimă de carne, într-o inimă simțitoare, într-o inimă care se ia seama la înștiințările Tale, la cuvântul Tău și să nu mai stea nepăsătoare, să se întoarcă la Tine. Dorim ca Tu să faci lucrul acesta începând de la cei mai mici până la cei mai în vârstă. Te rugăm, Doamne, binecuvintează Tu orice suflet care va sta și astăzi sub ploaia cuvântului Tău, care va sta și astăzi înaintea cuvântului Tău. Dorim, Doamne, ca toți care suntem în locul acesta să plecăm de aici, ființe noi, să plecăm din locul acesta oameni care să Te slujim pe Tine, să trăim pentru Tine. Îți mulțumim pentru felul cum Tu vei lucra în orice inimă, cu orice suflet în parte. Te rugăm să dai har fraților de care Te vei folosi și astăzi în lucrarea aceasta de a da cuvânt, de a da hrană nouă celor care stăm înaintea Ta. Te rugăm, Doamne, să-i îmbraci cu putere de sus. Te rugăm să-i îmbraci cu puterea Duhului Tău cel Sfânt, ca orice cuvânt rostit de pe buzele dumnealor să fie un cuvânt folositor fiecărui suflet care stă înaintea acestui cuvânt. Îți mulțumim că Tu vei zădărnici planurile celui rău. Îți mulțumim că Tu vei alunga orice gând rău, oboseala și orice vine din partea celui rău. Cu încredere că Tu ne vei binecuvânta, cu încredere că Tu vei lucra în fiecare inimă. Vrem să-ți mulțumim pentru toate în numele Domnului Iisus. Să Te glorificăm, să Te lăudăm, că-și meriți toată slava. Amin. Tine ce rogă se bună, se aude acum, Iisus, da, El te cheamă, vine iar acum.
iubirea e. Pasajul de aici
este episodul 2 din filmul evenimentelor. Doar Evanghelia după Matei mai relatează această împrejurare. Acolo este prezent și episodul 1. Episodul 1 a fost așa. Domnul Iisus mergea cu ucenicii pe drum, cu cei 12 ucenici, și femeia a început să strige după ei. Era în spatele lor, dar striga la Domnul Iisus Hristos. Și în Evanghelia după Matei, capitolul 15, femeia spune așa. Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, fica mea este muncită rău de un drac. Evreii știau ce înseamnă asta, de aceea spuneam de Evanghelia după Matei. Fiul lui David este Mesia. Această femeie care nu făcea parte din poporul Israel, auzise despre Mesia. Așa cum găsim în Evanghelia după Ioan, la capitolul 4, femeia samariteancă, spune, am auzit, știu că are să vină Hristosul. Și Domnul Iisus îi spune, eu sunt acela. Femeia aceasta strigă după Domnul Hristos ca după Mesia. Cel promis. Și îi spune să aibă milă de ea, să aibă milă de sufletul ei, să aibă milă de apăsarea ei, să aibă milă de viața ei. De ce? Pentru că în sufletul ei, în viața ei, în inima ei, în casa ei, era o problemă foarte mare, o problemă apăsătoare. Era fiica ei. Și fiica ei, spune cuvântul, era muncită rău de un drac. Așa spune femeia. Și răspunsul Domnului Iisus Hristos, știți care este? Ignorare. Eram în școala primară și am învățat pe propria piele prima dată ce înseamnă ignore, să se te ignore cineva. Am întârziat la ore și foarte mult timp în urmă este evenimentul acesta, dar am fost aminte de el. Și îl rețin, nu numai știu dacă eram singur sau dacă mai eram cu cineva, și atunci intrai în clasă, profesorul era deja intrat, era profesoara de limba română, parcă o văd și acum, și trebuia să spui, doamna, tovarășa, profesoară, vă rog să mă iertați sau să mă scuzați că am întârziat, îmi permite să merg în bancă? Și am spus așa. Și profesoara trebuia să zică, da, du-te. E, profesoara aceasta a zis altceva. Nu s-a uitat la mine. Ne-a văzut când am intrat. Se uita la elevii în casă și zicea, vă ignor. Era prima dată când conștientizam cuvântul acesta, dar l-am învățat. Vă ignor. Și cu coada între picioare am intrat și ne-am dus în bancă. E greu să te ignore cineva. Dar în locul acesta se întâmplă lucruri care țin de un domeniu spiritual, de un teren spiritual. Nu trebuie să uităm că femeia avea o nevoie spirituală. Ea vorbește despre fiica ei care era muncită rău de un drac, de un duh necurat. Era un domeniu care nu se vede. Ceea ce mi-a tras atenția în mod deosebit la această femeie este că femeia aceasta își cunoștea problema. Noi astăzi nu ne cunoaștem problema. Uiteam aseară, mă plimbam pe drum și astăzi cu tehnologia și mă gândeam așa că Dumnezeu mi-a dat un har în aceasta un telefon mobil și vorbești, a vorbit cu cineva, cu femeie, o cunosc, este fiica unei credincioase, credincioasă a plecat în credincie. Dar femeia aceasta era foarte apăsată. O femeie chinuită, o femeie întunerată. De multe ori mă sună și este disperată. O femeie depresivă, o femeie
bolnavă, cum spunem noi, cu nervii sau pe fond psihic și a avut tentative de suicid, vrut să se sinucidă. Odată povestea chiar în preajma anului nou, probleme cu soțul, cu copiii și a zis că vrea să facă anul nou în altă parte. N-a îngăduit Dumnezeu. Și a avut și altele și chiar și așa răspunea, vreau să-mi iau viața. Și a zis, nu este asta soluția. Dar gândindu-mă la femeia din locul acesta, nu mi se dă numele. Și numele este foarte important în Biblie. Și când lipsește numele, Dumnezeu ne îndeamnă să ne punem numele nostru aici. Poate fi femeie, poate fi bărbat, poate fi oricine dintre noi. Și înțelegeam apăsarea acestei femei. Nu este ușor. Tulburare. Femeia, astăzi oamenii pentru astfel de cazuri dau medicamente. Dar să știți că medicamentele nu au efect în lumea spirituală. Ceea ce este materie nu are efect în lumea spirituală. Dacă este să acționeze, acționează asupra trupului nostru. Femeia aceasta și-a cunoscut problema. Și femeia aceasta era o femeie disperată. Femeia aceasta a auzit despre Domnul Iisus Hristos. Așa ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. A auzit despre El. Și s-a dus, a alergat și a strigat după El. Domnul Iisus o ignoră prima dată. Nu-i răspunde nimic. Dar ucenicii răspund și zic, Doamne, vezi că strigă după noi, dă-i drumul. O femeie, nici nu era evrei pe ei, iudei, evrei, așa, totul era pe un teren străin, în ținutul Tirului și a Sidonului și mă gândeam cu sute de ani înainte, pe același teren fusese omul lui Dumnezeu, Ilie, trimis de Dumnezeu într-o perioadă de foamete în casa unei văduve din Sarepta Sidonului. Și acolo Dumnezeu se îngrijește de el și el face o minune în vie, un copil. Cu siguranță că oamenii din zonă cunoșteau această întâmplare. Femeia face legătura și aude despre Domnul Iisus, despre ceea ce a făcut El. Despre faptul că El a scos demoni. Despre faptul că El a vindecat. Despre faptul că El a înviat. Care putere? Că dă o învățătură care nu poate să vină decât de la Dumnezeu. Pentru că în ea era înțelepciunea lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus nu îi răspunde nimic. A avut motiv. A avut motiv. A văzut-o. Spune Cuvântul lui Dumnezeu că nu trebuia să-i spună nimeni despre un om. Pentru că el știa ce este un om. Știa, cunoștea viața acelei femei. Și mă gândeam, de ce oare Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos a dus în Tirul al Sidonului și în ținutul Tirului și al Sidonului. Și a vrut ca să nu știe nimeni. A vrut să intre într-o casă. Pentru că și Domnul Iisus avea o durere în inimă. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că El a venit la ei săi și ei săi nu l-au primit. L-au respins. Și asta îi spune Domnul Iisus Hristos. Eu nu am fost trimis Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Tu nu faci parte din oile pierdute ale casei lui Israel. Și aici vedem un principiu important pentru viața noastră. Pe un teren spiritual este nevoie de vizualizare ca să poți să înțelegi lucrurile spirituale. Și prima imagine pe care o dă Domnul Hristos este imaginea turmei, a oilor, a păstorului și spune, eu n-am fost decât la aceste oi. Dar vine Cuvântul lui Dumnezeu și noi astăzi avem și înțelegem că Domnul Hristos după aceea a devenit și Mântuitorul, Păstorul tuturor oamenilor. Dar momentul acela nu era pentru ea. Și cu toate acestea, vedem că
Este principiul acesta pe care îl dă Domnul Hristos și spune împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală și cine dă năvală, pune mâna pe ea. Domnul Hristos a venit din cer de la Dumnezeu cu scopul acesta ca să ne ia din împărăția întunericului, de sub puterea satanei și să ne ducă în împărăția lui Dumnezeu, în împărăția luminii, să ne ia din moarte și să ne ducă la viață. Deci, ea era îndreptățită să vină pentru că era Mesia și ăsta era scopul ei. Domnul Hristos spune, sunt trimis ca Mesia la momentul acesta, la oile pierdute ale casei lui Israel. Și atunci ea face ceva și aici vine episodul numărul 2. Ea zice, cuvântul aici ne spune că s-a aruncat la picioarele lui. În Matei spune, s-a închinat lui. Nu a primit-o ca Mesia, dar spune, Doamne, ajută-mi! Aceasta era rugăciunea ei, pentru că Marcu ne spune că ea se ruga să scoată pe dracul din fica ei. Rugăciunea era simplă, Doamne, ajută-mi! A venit la el, după aceea, ca la Dumnezeu. Doamne, Tu ești Dumnezeu și Tu ești Dumnezeu pentru toți oameni. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune, Dumnezeu este doar Dumnezeul iudeilor? Nu! Nu este și al neamurilor, este și al neamurilor. Și ea vine înaintea lui și se închină și această închinare o dăm numai lui Dumnezeu și Domnul Hristos primește această închinare. Îngerii atunci când oamenii s-au închinat înaintea lor, au respins închinarea. Nu, închină-te lui Dumnezeu. Îngerii nu primesc închinarea. Nici un om nu trebuie să primească închinarea. Numai Dumnezeu și Domnul Hristos, pentru că era Dumnezeu întrupat, a primit închinarea. Și a apelat la el, la Dumnezeirea lui și spune, Doamne, ajută-mi! Și apoi Domnul Hristos îi răspunde, lasă să se sature mai întâi copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Și aici intervine același principiu al vizualizării, a doua imagine. Și imaginea aceasta este copleșitoare. Pentru că de aici Cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne învețe lucruri spirituale greu de înțeles pentru noi. Dar aceste elemente ne ajută să pricepem aceste lucruri spirituale. În primul rând, spune Domnul Hristos despre copii. Cine sunt copiii? Copiii sunt poporul Israel. Poporul Israel. Cine este pâinea? Pâinea este Domnul Iisus Hristos. Dar Domnul Hristos a săvârșit o lucrare. El s-a contopit cu lucrarea Lui. El s-a identificat cu lucrarea Lui. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne arată eu mi-am notat aici mai multe locuri, dar nu este timp acum. Doar vă spun. Și dacă nu mă credeți, luați Cuvântul lui Dumnezeu și citiți și veți găsi. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa, că Domnul Hristos avea trei componente ale lucrării sale. Primul, învăța pe oameni. Predica, propovăduia Evanghelia, împărăție lui Dumnezeu. Și lucrul principal pentru a intra în împărăție era pocăința și credința. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, căci împărăția celor este aproape. Acesta era mesajul Domnului Hristos. A doua componentă era vindecarea, minunile. Și a treia componentă, care făcea parte din lucrarea Domnului Hristos și o vedem aici, era exorcizarea sau scoaterea de demoni, de duhuri necurate, de dragi, de cum vreți, e același lucru. Pâinea care este Domnul Iisus Hristos, pâinea care s-a coborât din cer și care este pâinea vieții, a venit ca să ne dea viață. Ca cel care se hrănește cu această pâine să aibă viața veșnică. Dar nu poți să ai viață decât dacă ești eliberat de sub o putere.
Și înțelegem de aici că lucrarea de exorcizare, lucrarea de scoatere de demon, face parte din pâinea aceasta. Și pâinea aceasta este vitală. Este Domnul Iisus Hristos. Apoi vedem că Domnul Iisus vorbește despre copii, despre pâine și vorbește despre căței. Cine sunt căței? Căței sunt cei dintre neamuri. Ea era dintre neamuri. Este poporul iudeu și neamurile. Ea își recunoaște locul. Acum dacă cineva ar veni la mine și mi-ar spune, ești un cățel. Sau ți-ar spune, dumitare, ești un cățel. Ți-ar conveni? Ce face femeia aceasta? La femeia aceasta vedem câteva lucruri care a ajutat-o să capete ceea ce își dorea ea sau ceea ce aștepta ea. La femeia aceasta vedem legea credinței, așa cum spune la Romani 3:27, acolo este legea faptelor și legea credinței. Dar se citește dimineață la Efeseni 2, vedem că sunt fapte ale legii și sunt faptele credinței. Și la această femeie vedem faptele credinței. Este un alt moment în lucrarea Domnului Hristos, când patru oameni aduc la Domnul Hristos un paralizat și ușa era blocată, Domnul Hristos era înăuntru, avea putere să vindece, vorbea, avea și putere să ierte păcatele și spunea acolo. Și oamenii aceștia aveau un singur scop, ca să-l aducă pe prietenul lor paralizat înaintea Domnului Hristos. Și nu puteau. Și au renunțat? Nu. N-au putut pe ușă. N-au putut pe geam. Au zis, spargem acoperișul. Și au spart acoperișul și l-au coborât pe paralizat înaintea Domnului Hristos. Și spune cuvântul acolo așa. Se uită Domnul Hristos și vede ceva la el. Și spune că le-a văzut Iisus credința. Credința se vede. Credința se vede din faptele ei. Și în epistola lui Iacob găsim lucrul acesta. Credința are niște fapte. Faptele credinței. La femeia aceasta vedem același lucru. Dă buzna în casă, da? Pe drum, cred că ucenicii nu apare aici în Marcu. Cred că au rămas afară. Au fost prea deranjați de ea. Domnul Hristos intră în casă, dar femeia nu. Intră și ea. A dat buzna. Nu era nimic ca să oprească la ușă. Ucenicii zice, hai, du-te, lasă că scăpăm de tine. Și a intrat. Se închină lui. Și Domnul Hristos îi spune, nu este bine să trebuie, lasă să sature mai întâi copiii. Poporul Israel. Am de făcut o lucrare. Nu este bine să iei de la gura copiilor și să arăt la căței. Și femeia intră pe terenul acesta spiritual, vizualizează, pentru că, să știți că pe terenul acesta spiritual nu poți să intri decât cu credință. Dar vizualizarea te ajută. Și zice, când i-a zis, cu alte cuvinte, tu ești cățel, ea zice, știți cum a răspuns ea? Da, Doamne. Așa e cum spui tu. Dar femeia aceasta a acționat prin credință. Credința, dacă nu ai loc pe ușă, intri pe geam. Dacă nu ai loc pe geam, spargi acoperișul. Femeia zice, am intrat în casă. Și zice, ești cățel. Zice, da, mă bag sub masă. Mă bag sub masă. Credința zice, mă bag sub masă. Și de acolo cade ceva. Nu am nevoie de bucate de pâine. Nu am nevoie decât de niște primituri. Doar de câteva primituri. Și cățelii mănâncă primiturile care dau copiii. Aceasta este credința. Doar primituri.
știți ce este aici? Ce-a făcut femeia aceasta prin acțiunea ei? Aici vedem la ea smerenie. Smerenia este semnul pocăinței. Atunci când te mândrești, nu poți să te pocăiești. Sau, dacă vreți, nu te pocăiești pentru că ești mândru. Și dacă nu este smerenie în viață, nu este nici pocăință. Femeia aceasta s-a smerit. Și vedem aici pocăința ei. Da, Doamne, așa sunt cum spui Tu! Și pocăința înseamnă să recunoști cine ești. Dumnezeu și privește într-un fel, așa sunt. Dar credința merge dincolo și zice, nu rămân în starea aceasta. Ci vreau să primesc de la Tine ceva. Frânturi. Și știți ce îi răspunde Domnul Hristos? Aici este cuvântul care aș vrea să, care aș vrea să plecăm acasă. Și cuvântul care vrea să rămâi cel care vede înregistrarea aceasta. Domnul Iisus spune așa, pentru vorba aceasta, du-te, a ieșit dracul din fica ta. Pentru ce, Doamne? Pentru vorba aceasta. Vedem un lucru important. Vorba noastră, cuvintele noastre, au o greutate fantastică în lumea spirituală. În lumea care nu se vede, nu ne dăm seama cât contează un cuvânt pe care îl spunem. Cuvântul pe care îl rostim poate să însemne binecuvântare sau blestem. Blestem. Pentru ea, cuvântul care era cuvântul credinței, a însemnat binecuvântarea ei, eliberarea fiicii ei. De ce? Pentru că ea avea autoritatea asupra fiicii ei. Ea era o fetiță. Ea era părintele ei și avea autoritate. Și a rostit vorba credinței și în lumea spirituală. A făcut Domnul Hristos ceva? Și ce a făcut? Tot prin vorba a spus, a ieșit dracul din fica ta. O vorbă a spus și el. Nu ne spune aici în Marcu, dar în Matei, nu întâmplător, Domnul spune, o femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești tu. Trebuia să-l citească în evreie și să-l înțeleagă, uite, o păgână, o grecoaică, au avut credință. Și tot în Matei se spune, la capitolul 8, versetul 8, spune despre un alt om, care nu era tot din altul neam, nu era, era un sutaș, era un roman. Și spune, și ce spune omul acesta? Domnul Iisus este chemat ca să îi vindece robul. Omul acesta avea un rob. Și pentru robul lui mijlocește. Femeia aceasta mijlocește pentru copil vie. Și spune, este chemat, vreau să fie vindecat. Și primete ca să cheme. Domnul Hristos vine și îi spune, nu! Nu veni, că nu sunt vrednic să intri în casa mea. Zi doar un cuvânt! Și se rezolvă. Ce vrem noi? Zi doar un cuvânt, Doamne. Zi doar un vorba. Închei un text din Evanghelia după din Epistola către Romani, scuzați. Un text cunoscut în capitolul 10. Sunt 5 versete. Romani 10 de la versetul 9. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domnul. Ce-a mărturisit ea cu gura ei? Pe Domnul Iisus Hristos, ca Domnul. Dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, dacă crezi în inima ta, noi astăzi credem că Dumnezeu l-a înviat din morți, că Domnul Hristos a fost răstignit pe cruce pentru păcatele mele și pentru păcatele dumitale. La momentul acela, jertfa nu se adusese, dar ea privea cu ochii credinței.
și credea în inima ei că puterea lui Dumnezeu, aceeași putere care l-a înviat pe Domnul Hristos din morți, era în Domnul Hristos puterea lui Dumnezeu ca să lucreze în viața ei și în viața și în casa ei. Era aceeași putere. Dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea. Și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. A fost femeia aceasta dată de rușine? Nu! Nimeni nu este de rușine dacă se încrede în Domnul Iisus Hristos. Mai departe. În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec. Nu este nicio deosebire. Nu este nicio deosebire între iudeu și român. Nu este nicio deosebire. Astăzi Dumnezeu a zis oricine crede. Căci toți au același Domn care este bogat în îndurare. Dumnezeu este bogat în îndurare. Domnul Iisus Hristos este bogat. Pentru toți cei ce îl cheamă. Fiindcă oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Amin. Amin. Cu cedea când